Bine, te-am găsit. Cum am învățat eu limba germană, e, să spun drept, nu a fost așa de ușor și încă mai învăț. Dar ceea ce știu, doresc să îți explic și să îți arat și ție. De exemplu, verbul lesen, a citi. Noi totdeauna spunem citi, deci vei observa aici, dar acest verb împreună cu câteva uh, litere în față înseamnă cu totul altceva. Hai să vedem. Nachlesen, du glaubst es mir nicht? Du kannst es im Wörterbuch nachlesen. Tu nu mă crezi? Poți citi în dicționar. Sau vorlesen, tot un verb. Viorica, kannst du mir bitte eine Geschichte vorlesen? Viorica îmi poți citi o poveste? Sau celălalt verb, aplezen. Du can stasie, aplezen. Tu poți citi asta aici. Sau, mit plezen. Zol er mit -lezen? Ar trebui să citească și el cu noi? Er lezen. Sie haben einen erlesenen Geschmack Dumneavoastră aveți un gust deosebit Deci aici avem erlesen Stă pentru deosebit Nu este un verb Belezen Eine höchst interessante Frau Sehr belesen. Deci aici vorbește lumea care este puțin așa mai sus Folosește acel cuvânt deci, o femeie foarte interesantă, foarte citită, aici vrea să spună înțeleaptă. Ce tu trebuie încă să știi, că verbul for listen, poți să îl și desparți, lismir bitevas for, da? Deci, pot să, sunt și verbe, nu vine acum acum să spune, da, care se despart, trenbare verbe, avem verbul ablezen, Ich lese es ab. Și mitlesen putem să-l despărțim. Ich lese mit. Dacă te-am ajutat, te rog, scrie un comentar sub postare sau sub acest videoclip. Mult succes la învățat!